Asta nu, bă, băieți, și bine v-am găsit la un nou episod pe Metinzoro Seller Carpathians. Bă, băieți, astăzi o să vă arăt drumul către camera de crescut în V4, pentru că mulți mi-au cerut acest lucru. Astăzi, în acest videoclip, o să vă arăt drumul către camera de crescut. Băi, nu uitați să dați și voi un like și să vă abonați, ca de obicei. Bun. Fără prea multă vorbă, hai să mergem. Aici o să vă dea spawn-ul și voi mergeți în față. Ok. Mergeți în față, faceți stânga aici. Mergeți în față din nou. Pentru că am văzut pe YouTube că sunt niște tutoriale de vreo 20 de minute. Aici faceți stânga. Ok. Apoi, iar stânga. Ok. Mergeți în față și faceți dreapta chiar aici. După faceți din nou stânga și mergeți înainte. Am văzut, frate, că pe YouTube sunt videoclipuri de vreo 20 minute, dar este, frate, 20 minute pentru o cameră. După aia dai frumos stânga aici. Aveam mini, mergeam mai repede, dar mulți au cal negru sau mount și nu prea pot să meargă. Aici facem dreapta frumos. Bun, după aia facem stânga chiar aici. Mergem în față. Facem stânga din nou. O ținem tot înainte. Haide, culeul! Mergem înainte, băieți. Am văzut, frate, că pe YouTube sunt foarte multe videoclipuri. Bă, dar prea lungi, frate, de 15 jumătate de oră. Ce naiba, mă, stai atâta să te uiți pentru o cameră în V4, un drum din ăsta. Mai mult vorbea ăla care făcea videoclipul. Bun, și aici, băieți, faceți stânga frumos. Ok. Și aici, o țineți tot înainte. Nu mai este mult de mers. Oricum, merge ceva, dar așa, ca idee. Este ceva de mers. Bun, mergeți înainte, după aia faceți frumos aici. Stânga. Hai că știu harta dacă e. După, mergeți înainte. Și imediat o să facem dreapta chiar aici. Bun. După o să faceți stânga din nou. Chiar în această parte. Și aici mergeți drept înainte din nou. Bă, eu sper că am ajutat foarte mult lume cu acest videoclip. Și bă, băieți, baftă la crescut pe V4. Bun, și după aia o să faceți frumos stânga din nou. Bun. Mergeți înainte. Aici mergeți înainte de tot. Sunt foarte multe fundături și te încurci pe aici dacă nu știi harta. Bun, mergeți înainte, mai avem puțin de mers. Suntem cam pe la jumătatea drumului, să spunem. Facem stânga frumos aici. După o să faceți dreapta din nou. După stânga în această cameră. După aia chiar stânga aici. Dreapta de fapt. Ok, după aia faceți stânga. Și aici o țineți tot înainte. M-am încurcat puțin pe aici că sunt foarte multe camere și te mai încurci câteodată. Dar de obicei ajungeam de prima eu. Bun, după aia băieți o să faceți
stânga, chiar în această cameră. Bun. După o să faceți dreapta aici. Ok. Facem stânga chiar aici. Mergem înainte. După facem dreapta. Bun. Facem stânga chiar aici. Mergem înainte. Facem dreapta. Și după din nou dreapta. Bun, și aici, băieți, urmează un coridor foarte, foarte lung. Foarte mișto camera asta. Niște cristale albastre. Bă, băieți, și aproape am ajuns. Sunt trei camere de crescut, dar cea mai bună cameră este cea din mijloc, de la Subdragon. O să vă arăt imediat unde cresc băieții, ca să facă nivel 95. Bă, băieți, și acum faceți dreapta. Aici este prima cameră. A doua cameră este chiar aici. Și a treia cameră este în partea aceasta. Uitați-vă, aici este un Sura din ăsta, Spirit Sura. Băieți, și voi vă duceți la a doua cameră aici și în locul ăsta se spawnează foarte mulți mobi dacă îi bătesc. Voi vă duceți la camera asta de desubt. Aici uitați-vă că băieții cresc, ia uitați-vă. Ce zici, bă, boss? Vrei YouTube? Opa, stați puțin că mă bat băieții, că n-am setul de V4 la mine. Hai că am setul de V4 dacă e. Și aici, băieți, se spawnează foarte, foarte, foarte mulți mobi. Ia uitați-vă cât sunt aici. Se spawnează foarte repede, că spawn este foarte mic. Adică șansa de spawn la mob este foarte mare, cum ar fi. Se spawnează foarte repede, mai bine spus. Adică puteți să bateți imediat, după aia o să apară imediat mobi. Și aici, în această cameră, o să faceți voi nivel 95 maxim. Da, bă, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să băgați și vă lasă să vă abonați. Baftă!